Bună, dragi prieteni, vă pe Oluta Scalping. Astăzi o să vă vorbim de ultimul punct care ne lipsește din seria celor patru videouri, adică probabilitatea. la sfârșit de video am să vă las un mic cadou. Deci să începem. Aici am pregătit o tabelă și să vă explic chestia asta care este foarte importantă, deci sper să stați atenți ca să puteți să înțelegeți ceea ce stă în spate. În cazul ăsta aici noi o să vorbim de un, de un trader care nu știe nimica. Deci egal cu zero nu are nicio cunoștință bază. Poate știe doar să cumpere și să se vinde, pentru că mercatul se bazează doar pe lucrul ăsta. Foarte simplu a cumpăra și vin. Aici am ales în momentul în care noi cumpărăm, în momentul în care noi decidem să vindem, adică să ne un short, deci asta e long, short și în momentul în care vrem să stăm, să nu facem nimic, pentru că mercatul are trei mișcări, de exemplu. Ori se duce long, ori se duce short, ori merge lateral. Deci nimic este în momentul lateral. Deci noi în cazul în care e nimic, în cazul în care merge lateral marketul, noi decidem să nu facem nimic și să stăm doar să ne uităm. De exemplu, decidem doar să mergem long sau să mergem short. Am analizând doar cazurile astea două. Eu știu că în momentul în care cumpăr, de exemplu, eu am 50% posibilitate să câștig și am 50% posibilitate să pierd, pentru că nu am nicio strategie, nu cunosc nimic de mercat. Dacă, în momentul în care eu cumpăr, trade-ul merge în favoarea mea, eu am câștigat. Deci am, am un câștig. Nu, dacă nu merge în favoarea mea, de exemplu, eu am un, o pierdere. Ei, și dacă merge lateral, punem un cazul ăsta că avem o pierdere. Ne luăm un los, pentru că nu știm cum să punem un stop, de exemplu, în cazul ăsta. Ok, dacă noi, în cazul în care mergem short, trade-ul ne merge contra și se duce pozitiv, noi avem o pierdere. Dacă trade-ul merge în favoarea noastră, adică scade prețul, pentru că ne ducem short, deci în momentul în care noi ne ducem short, vindem, speculăm, e o scădere a mercatului și cum trebuie să cumpărăm, suntem obligați după să cumpărăm la un preț mai mic. Ei, și dacă trendul scade în favoarea noastră, adică trendul merge în favoarea noastră, noi să avem un câștig. Deci în cazul în care este lateral, același discurs, nu știm unde să punem, să o punem în cazul ăsta, iar o pierdere. Bun. Noi acum știm că avem două probabilități din nou de câștig, adică 22% de probabilitate ca să câștigăm în momentul în care nu știm nimic. Ei, de pierdere după, dacă analizăm, patru probabilități din nou să ne meargă contra mercatul. Și aici intervine discursul de, de cazină. pentru că dacă noi cum putem să, dacă noi știm, suntem conștienți că analizând probabilitatea asta de 50-50 și știm că eu, neavând o cunoștință a mercatului, știu deja pentru că cam să pierd, cum pot eu să reușesc, bat mercatul, să spunem, bat mercatul între ghilimele, pentru că nu o să reușim mereu să bate mercatul și o să vedem asta după. Deci cum pot eu să măresc câștigul ăsta de 22%? Ei, aici intervine discursul că eu trebuie să învăț o strategie. Eu trebuie să am reguli, trebuie să am disciplină. Deci toate videurile celelalte trebuie să le revedeți că voi trebuie pe parcurs să vă construiți o strategie în primul rând. Și după parcurs, după ce vă cunoașteți pe voi, trebuie să vă faceți uh, câteva reguli. Problema care e că în momentul în care voi ați decis strategia, tehnica voastră pe care vreți să o aplicați, o aplicați, faceți backtesting În momentul în care vă știți că aveți probabilitățile, de exemplu, ca o tehnică să vă plătească, de exemplu, să tehnica de la rupere de maxim, avem probabilitate din analiza noastră 8 trade-uri să meargă în favoarea noastră și două trade-uri să nu meargă în favoarea noastră. Sau, de exemplu, facem, facem mai mic, facem mai mic, că e mai, mai ok. De exemplu, 5 trade-uri merge în favoarea noastră, 53 nu merge în favoarea noastră, deci 50-50. Dar, având în vedere cu risc randament, eu știu că 50 ul ăla care merge în favoarea mea, pentru că eu stopurile trebuie să le limitez, deci stopurile trebuie să fie mai mici decât câștigurile în bază la risc randament. Eu, de exemplu, un risc randament de puține ori risc în deci eu trebuie să am un risc măcar de 3, risc de de 3, adică că trebuie să împătească de 3 ori uh, un, long position ca să fie un pic mai clar. Deci facem 3%, un stop de 1. E, de exemplu, eu risc 1% de pierdere pentru a câștiga un 3%, deci risc 1 pentru a câștiga 2 plus fi riscul meu. E, eu știu că din 50, deci 10 uri 5 merg în negativi, deci câștigăm, de exemplu, 5 trade, am un stop de 5%, total, deci total luăm un stop de 5%, pune pe roșu, dar, deci celălalt 5, merg în favoarea noastră. Ok, deci facem un 15%. 15% cu 5%. Deci eu știu că din 10 trade facem verde pe asta. eu știu că din 10 trade-uri, că o, strategie aplicată de 50% pe potențial câștig, depinde cum, 50% e mică, eu aș, aș căuta să că apropie măcar de un 7%. Deci, de exemplu, din 10 trade-uri, măcar 7 să meargă în favoarea asta. Problema care e că și voi, în momentul în care aplicați uh, strategia, după aia o să, o, să, o observați că nu mereu vă puteți duce la target, câteodată targetul se poate duce mai sus, câteodată poate trebuie să închideți la 2 pentru că vă obligă mercatul, că mercatul precum are un caracter și na, sau vine, intervine el în masc. Degeaba noi facem o strategie, de exemplu, în cazul că noi nu putem să, noi nu putem să știm, de exemplu, când de la face un facem tweet și în cazul ăsta sunt cazuri particulare, dar noi spunem că am validat o strategie de 50-50. Odată -50. ce am creat strategia. Eu trebuie să iau pierderile. Deci, spot 5% din așa 15. Eu rămân cu 10%. Să facem ipotetic. Asta e doar ipotetic, așa ca să vă fac să înțelegeți lucrul ăsta. Deci, eu rămân cu un potențial de câștig de 10%. Deci, ceea ce știu eu, pentru că voi, când, în momentul în care faceți trei, trebuie să știți că sunteți ca, de exemplu, o firmă în care pierderile fac parte din, din percursul vostru în momentul în care noi facem trading, o să trebuie să fim conștienți că o să avem pierderi. Și pierderile trebuie să fie calculate și ponderate în bază la câștigurile pe care le avem. Aici intervine o problemă că, de exemplu, în momentul în care voi sunteți la început și poate aveți foarte mari așteptări, care este chestia? Că aici am pus un începător versus un pro trader. Deci, începătorul are așteptări mari se poate avea un randament constant. Ei, începătorul are așteptările astea care nu sunt ok. Nu sunt ok din cauza că mercatul se schimbă. E posibil că voi psihologic nu sunteți un pic ok sau depinde. Lucrul important care este. De exemplu, noi aici avem fiecare lună pe pot potențial de câștig. Astea lasă așteptările. Deci asta e equity line care se așteaptă un începător. Da? și poate el cred că are constant un 5 sau un 10%, 15 din momentul în care învață să facă trading. E, lucrul ăsta e, nu există lucrul ăsta. Un trader pro care și-a validat strategia știe că poate să aibă momente de drawdown. Problema care dintre ei, un pro, asta e să spunem că este cu line-ul la un trader pro. Deci el știe că nu, poate are o lună de câștig, o, o, jumătate de lună de pierdere, o lună după are iar câștig, după, după se poate duce jos pentru că mercatul se schimbă. După iar crește traderul pro, e conștient de lucrul ăsta, e conștient că poate să aibă pierderi, drawdown-uri mari, pierderi mari. Lucrul cel mai important este în momentul în care are pierderea. Pentru că diferența între un trader pro și diferența între un începător în momentul în care are pierderea aici, cum reacționează el psihologic. Dacă tu ești începător, știi că probabilitatea este în favoarea ta, știi că un 10% îl poți duce constant. Pe, pe, pierderi, dar pierderile astea, poate, de exemplu, din 10 trader uri e toate rău, dar tu știi că strategia a fost validată pe 100 de trader sau pe 200 de trader. Eu știi că trebuie doar să respecte strategia un trader pro. E, un trader începător s-ar putea că în momentul în care vede momentele de drawdown, începe să aibă emoții, să lasă dus de emoții, să lasă condus de emoții. Și poate în momentul ăla începe să schimbă strategia. Ei, în momentul ăla voi trebuie să vă gândiți că vă întoarceți de la capăt. Deci trebuie să reîncepeți totul de la capăt și ăla e momentul în care o să faceți cele mai mari greșeli. Ăla e momentul cel mai periculos pentru că atunci e momentul în care voi începeți să greșiți și atunci e momentul în care o să aveți pierderi și mai mari și atunci e momentul în care o să faceți parte de 95% din trader care se lasă bătuți că spune că asta nu e, pentru ei lucrul ăsta. După vreau să mai explic un o este că de exemplu, un cunoscut programator care programează buturi, programează buturi de trading. Emoțiile umane poate intervine în punctul în care observă, butul e validat, pe, a făcut backtesting, e validat pe 1000 de traduri sau pe un an de trading, pe în frame, de exemplu, de 4 ore. Și știi, problema care e că uh, emoțiile umane vede butul că are un period, de exemplu, de 2 luni de drawdown și interrompi lucrarea la, la but. În momentul în care întrerupe lucrarea la but, emoțiile umane vin, intervin în cazul ăla, chiar dacă, chiar dacă butul, de exemplu, are o perioadă de 4 luni de drawdown, dar poate după în următoarele două luni recuperează totul și poate se duce chiar și pe plus. Dar emoțiile umane în cazul ăla a blocat. Deci emoțiile umane trebuie cu cât mai mult izolate de ceea ce se întâmplă în, când aplicați strategia pe care voi ați ales-o. Sper că m-am explicat că, de exemplu, voi trebuie să vedeți equity line-ul vostru. Nu trebuie să-l observați pe ziua în care faceți trading. Pentru că dacă ziua aia vă merge rău, de exemplu, aveți un, o scădere, ați pierdut, de exemplu, 6% în ziua aia. Emoțional sunteți la pământ. La fel ca grafic, când vă duceți prin mic, observați lucrurile cu zoom. Problema e că voi trebuie să știți că strategia pe care ați ales-o pe termen lung E ceva de genul. Deci, graficul e în continuă creștere dacă voi reușeți să mențineți strategia aia constantă. Dacă voi nu vă lăsați uh, cum spun eu, conduși de emoții pe termen scurt, trebuie să observați lucrurile pe termen lung. E la fel ca un grafic. În momentul ăla în care tu te, te duci, de exemplu, și te uiți pe jumătate de oră, pe jumătate de oră poate vezi că mercatul e în scădere constantă. Problema care e că dacă tu faci zoom-out și te duci, de exemplu, pe zi și vezi că pe zi nu face nimic, ai lateral în mercatul. Dar dacă te duci pe săptămână în s ar putea să vezi că mercatul e în, în creștere. La fel și voi. Voi trebuie să vă observați equity line-ul vostru. Nu trebuie să fiți concentrați pe ceea ce faceți pe zi. Voi trebuie să știți, ok, eu astăzi mă pun și aplic strategia, indiferent de pierderile care le am. În momentul în care eu am pierderi, eu nu trebuie să cad emoțional. Eu, a doua zi, în momentul în care mă pun în fața graficilor. Eu știu că am probabilitatea în favoarea mea, eu știu că am backtestat strategia asta și eu știu că pe termen lung îmi aduce câștiguri. Că luna asta închid la minus 2, asta este. Că luna următoare închid la plus 22, asta este. Noi n avem de unde să știm. Deci, mercatul are ultimul cuvânt și nu trebuie să avem așteptări. Noi trebuie doar să fim conștienți că în momentul în care am ales strategia, trebuie doar să o aplicăm. În momentul în care mercatul ne dă semnalele pe care noi am ales să lucrăm ne trebuie să acceptăm semnalul ăla și să încercăm trade-ul pentru că fiecare trade îi separat de celălalt că, și aici, voi de exemplu dacă am avut asta la început și încă o mai am când sunteți la, la început o să observați că dacă aveți pierdere de exemplu, trei, luați 3 trei stop loss-uri unul după altul, al patrulea vă este un pic frică să aplicați să refaceți trade-ul problema care că fiecare trade e separat de celălalt. Și fiecare moment din mercat e separat de ceea ce s-a întâmplat înainte. De asta voi trebuie să fiți conștienți cu dată ce am ales să fac strategia asta, eu trebuie să o aplic de fiecare dată când mercatul îmi dă semnalul. Dacă eu după, ok, am luat 3 stopuri, unul patru, dar al patrulea, nu mai fac din cauza că mă las condus de fric, mă las condus de emoțiile mele pe care uh, nu reușesc să-mi las deoparte trade-urile, stopurile, nu reușesc să-mi las uh, Gândurile. Gândurile vă, vă cuprind într-un într gen și vă lasă, vă, las, vă induce ca și cum și următorul trade s-ar putea să îl pierdiți. Problema că nu, fiecare trade e separat de celălalt. Deci s-ar putea ca al patrulea, recuperați pierderile care le-ați făcut celălalt de trade și poate vă duceți chiar și în câștig. De asta e foarte important emoțiile să le lăsați deoparte, să fiți conștienți de că probabilitatea este în favoarea voastră și că să fiți conștienți că pe termen lung voi aveți un equity line mereu în creștere. Lucrul ăsta e foarte, foarte important de înțeles la început. Și voi dacă, de exemplu, alegeți să faceți trading fără să nu știți nimic, ca să știți că aveți pierdere de, 4 44% și, din punctul meu de vedere, ori în poza asta aici, mai degrabă vă duceți la casino și jucați acolo bani aici foarte multă lume confunde trading-ul cu jucat la, la casino. Eu, eu, din cauza asta tot caut să aduc discursul ăsta cu casino din cauza că am cunoscut foarte multe persoane și m-a deranjat foarte mult lucrul ăsta cu, casino când, când, spui la cineva că faci, faci, faci trading și toți spun că mai degrabă joci la aparate decât să faci trading. Ei, e din cauza pentru că nu cunosc mercatele și nu știu nu au nicio educație financiară, să spunem așa, în cazul ăsta. Ei, oricum, cam asta este tot. Deci, sper că v-a plăcut video. Și acum să vă arăt uh, cadou pe care l am promis. Asta este SNM, uh, mai devreme. Și să lăsați în comentariu, dacă înțelegeți de ce cauză, SNM nu reușește să rupă nivelul ăsta la 1,0196. Deci, dacă v-a plăcut video, nu uitați să lăsați în comentariu răspunsul măcar la cadou ăsta pe care îl fac și nu uitați să dați like și subscribe.